În casa Lui suntem primiți toți de iubirea Lui duioasă. Am fost primiți, încă mai suntem primiți și câtă vreme această ușă va rămâne deschisă, câtă vreme Evanghelia se va mai propovădui. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, de unde am auzit versetul citit, cuvintele Domnului Iisus care vorbește despre sine: Eu sunt păstorul cel bun. Așa cum știm, în cuvântul lui Dumnezeu se folosesc, cum amintea și fratele, mai multe metafore, pilde, și există metafore sau asemănări, pilde, cu privire la biserica Domnului Iisus. Ea este privită ca o turmă, cu păstorul cel mare, care este în cer acum înviat, dar care pe pământ a spus-o în mod clar, limpede, lămurit: Eu sunt păstorul cel bun. Și cuvântul vine și completează și ne spune că păstorul cel bun, păstorul cel mare, care acum este în cer, are păstori și aici, jos pe pământ, păstori cu delegație, păstori adevărați, după modelul adevăratului păstor, care au grijă de turmă, oameni credincioși chemați la o slujbă, pentru că întotdeauna cine este chemat și primește chemarea și intră pe ușa aceasta, înțelege că în turma Domnului Iisus, în casa Domnului Iisus, este o altă metaforă, în templul lui Dumnezeu, cei care intră sunt chemați la o lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, păstorul cel mare, ne vorbește așa de frumos în capitolul 10. Eu sunt păstorul cel bun care intră în staul pe ușă. Sunt și alții care intră prin altă parte și Domnul îi deconspiră. Aceia sunt hoți, tâlhari, care ocolesc ușa, doresc un loc în turmă, dar nu pentru binele turmei. Doresc un loc în staul, dar nu pentru binele oilor din staul. El și Domnul spune în același capitol: hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. El e păstorul cel mare, El e păstorul cel bun, El este cel care se îngrijește de turmă, El este cel care își dă viața pentru oi. Și am auzit evocat din Evanghelie ce a însemnat jertfa supremă a păstorului cel mare, care s-a dat pe sine însuși ca să câștige un popor, o turmă pentru El, dar nu pentru El, pentru Domnul, pentru Tatăl din cer. A dorit să aducă pe mulți fii la slavă. El este păstorul cel bun care și-a dat viața pentru oile sale. El și-a dat viața pentru oi. Ce frumos este să te știi la adăpostul păstorului celui mare, în staul lui. Spunea el, tot în același capitol 10, păstorul plătit, pentru că sunt și păstori plătiți, ale cărui oi nu sunt ale lui. E adevărat, întotdeauna oile sunt ale păstorului celui mare, ale tatălui. Dar păstorul plătit, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Lupi, hoți, tâlhari încearcă să se strecoare în turma bunului păstor. Dar turma bunului păstor este protejată de bunul păstor. Și întotdeauna bunul păstor este gata să-și dea
viața pentru... El și-a dat viața și după modelul lui și păstorii chemați să păstorească turma Domnului Iisus Hristos sunt gata să-și dea viața pentru oile încredințate. Încă o dată, gândind la prețul cel mare, am auzit și încântarea cântată. Prețul cel mare ca să poată fi deschisă această ușă a mântuirii l-a plătit Domnul Iisus Hristos cu preț de sânge, cu prețul vieții sale, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, am fost răscumpărați din felul de șel de viețuire, ci cu însuși sângele Lui, al mielului fără cusur și fără prihană. Păstorul și-a dat viața și și-a luat-o înapoi. La sfârșitul paragrafului, către sfârșit, Tatăl, versetul 17, spunea: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Și-a dat viața și-a primit înapoi viața. O viață multiplicată însă, pentru că a vrut să aducă pe mulți fii la slavă. Și în seara aceasta este încă o oportunitate pentru cei care sunt în locul acesta să audă că încă ușa e deschisă. Așa cum cântam, nu știm cât va mai fi deschisă. Se poate închide. Chemarea poate să înceteze. Ușa milei se va încuia. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Un mesaj simplu, un mesaj de Evanghelie, de veste bună, pe care l-am auzit din gura bunului păstor. Și aș vrea să continuăm în seara aceasta să auzim cum vorbește un păstor care a călcat pe urmele bunului păstor, care la rândul lui a fost păstor și care la rândul lui spune lucrul acesta: eram gata să vă dăm chiar și viața pentru oile pe care Domnul i-a dat harul să le smulgă din împrăștierea celui rău. Păstorul care s-a numit Apostolul Pavel. Am mai citit din cartea Epistola pe care el a scris-o către credincioșii de la Tesalonic și aș vrea să deschidem din nou cuvântul și să ne îndreptăm și să citim din 1 Tesaloniceni, capitolul 3. Și aș vrea să citim cu gândul acesta. Haideți să auzim un alt păstor care trăiește după modelul bunului păstor. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră. Că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum și noi dorim să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi, prin credința voastră. Acum, da,
trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem noi oare să mulțumim îndeajunsul lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Însuși Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnul nostru Iisus Hristos, să ne netezească drumul la voi. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Amin. Un crâmpei din felul în care se exprimă o inimă de păstor înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților. O inimă de păstor care a stat pentru o vreme la Tesalonic, așa cum ne aducem aminte, a stat pentru o vreme nu foarte lungă, în mijlocul unei cetăți în care oamenii au putut să audă Evanghelia. 3 zile de sabat, cel puțin, a fost prezent apostolul Pavel în mijlocul acestei cetăți și a vestit Evanghelia și oamenii evrei, și nu numai evrei și neamuri, s-au întors la Dumnezeu și au primit, l-au primit pe Domnul. Au primit mesajul, au primit invitația și au intrat pe ușa mântuirii. Așa cum știm, lucrurile au deranjat, așa cum întotdeauna se întâmplă unde este o lucrare autentică a lui Dumnezeu. Acolo apare și vrăjmașul lui Dumnezeu. Unde este o lucrare de vestirea Evangheliei prin puterea Duhului, acolo, cu siguranță, va fi prezent și vrăjmașul lui Dumnezeu. Și a fost prezent și acolo. Și Pavel n-a mai putut să stea acolo. Au rămas frații, au rămas localnicii. Nu știm exact câtă vreme, dacă ar fi să ne orientăm după cele 3 zile de sabat, ar părea că au fost doar 3 săptămâni de locuire a lui Pavel în mijlocul lor. Uitându-ne însă în contextul acestei scrisori și a celei de-a doua scrisori a lui Pavel către tesaloniceni, s-ar părea că totuși prezența lui Pavel la Tesalonic a fost ceva mai lungă. Având în vedere conținutul bogat de învățătură pe care îl aveau tesalonicenii și pe care apostolul îl recunoaște la acești credincioși. Probabil că 3 săptămâni i-ar fi fost prea puțin. Nu știm exact dacă 3 săptămâni a însemnat vestirea publică în sinagogă a Evangheliei și apoi a urmat o perioadă când Pavel n-a mai putut ieși în public, așa cum de fapt este relatat și în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 17. Probabil că după cele 3 mesaje publice în sinagogă, Pavel deja a început să se confrunte cu opoziția, până când această opoziție va ajunge în situația în care Pavel nu mai putea rămâne acolo. Dar a rămas acolo o biserică, a rămas acolo o turmă, au rămas acolo niște oi. Nu știm exact dacă a fost un frate suficient de crescut acolo să preia responsabilitatea acestei mici turme de oameni credincioși de la Tesalonic. Pavel este obligat să plece de acolo și va ajunge la Atena. Va ajunge la Atena, dar la Atena mai târziu, după ce trece prin Berea, dar la Atena n-are răbdare. La Atena, după ce vin și colaboratorii lui, n-are răbdare să rămână
împreună cu colaboratorii. Pavel întotdeauna se bucura să nu lucreze de unul singur. Și Pavel avea o echipă și Domnul să dea har în bisericile și în bisericile noastre ca frații să fie motivați, să lucreze în echipă și să formeze la rândul lor pe alți frați pentru slujba aceasta de vestire a Evangheliei. Este nevoie de oameni dedicați în această slujbă. Este nevoie de oameni care să calce pe urmele bunului păstor. Este nevoie de evangheliști. Este nevoie de păstori și învățători. Este nevoie de oameni care să se dedice bunăstării turmei Domnului Iisus Hristos pe pământ. Și Pavel a rămas cu gândul la frații de la Tesalonic. Știa că i-a lăsat într-o conjunctură nefavorabilă. Nu mai puteam răbda, am socotit bine, mai bine să fim lăsați singuri în Atena. Nu mai puteam răbda. Nerăbdare. Știm că este o virtute în cuvântul lui Dumnezeu, răbdarea și îndelunga răbdare. Atunci, mai ales când trebuie să treci prin încercări de tot felul, prin suferințe. Dar iată aici, singura nerăbdare, dacă vrem, admisă de cuvântul lui Dumnezeu. Să fii nerăbdător, să auzi lucruri bune despre frați, despre surori, dintr-un loc sau altul. Să fii nerăbdător, să auzi despre bunăstarea unor credincioși pe care nu i-ai mai văzut de o bucată de vreme. Să auzi lucruri bune, să auzi de credință întărită, să auzi de o dragoste care să crească. Și Apostolul Pavel este nerăbdător. Este nerăbdător să audă, să aibă vești, să aibă vești bune, să primească, dacă vreți, o evanghelie de la Tesalonic. De ce spun lucrul acesta? Pavel s-a dus cu o evanghelie la Tesalonic, cu evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru că evanghelia înseamnă vestea bună. Vești bune. Și Pavel vrea să primească vești bune de la Tesalonic. Pavel vrea să primească confirmarea că evanghelia vestită a devenit o evanghelie trăită, o evanghelie probată, o evanghelie care dovedește că cei care au primit-o, au primit-o cu acea credință adevărată, acea credință care aduce roade. Și apostolul era nerăbdător. Să fii nerăbdător să auzi vești bune despre frații și surorile pe care i-ai întâlnit, pe care i-ai văzut odată și pe care dorești să-i mai vezi încă o dată. N-ai cum. Nu poți, n-a putut. Spunea la sfârșitul capitolului 2 Apostolul Pavel că astfel odată și chiar de două ori am voit, eu Pavel cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana. Ne-a împiedicat Satana. Satana care se opune vestirii Evangheliei și Satana care se opune părtășiei celor credincioși. Este un vrăjmaș. Este un rău vrăjmaș. Care are mult de lucru, mai ales acolo unde este o lucrare autentică a lui Dumnezeu, o lucrare a credinței adevărate. Acolo este prezent și Satana. Acolo este prezent și ispititorul, cum citim. De teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul. Satana, vrășmașul, care încearcă să-i țină la distanță pe frații, să nu se vadă, să nu se bucure unul de altul. Satana care încearcă să facă tot posibilul ca Evanghelia să fie stopată, să nu înainteze.
este un rău vrăjmaș. A fost atunci și este prezent în toate timpurile. Și este prezent și astăzi. De aceea, Apostolul Pavel este într-o rugăciune necurbată, spune el, de aceea am văzut în final că zi și noapte îl rugăm. O rugăciune necurmată. Zi și noapte. De ce? Pentru că nimeni să nu se clatine. Pentru ca nimeni să nu se clatine. Iată un cuvânt care poate să concentreze mesajul acestui capitol. Nimeni nu trebuie să se clatine. Niciun copil al lui Dumnezeu care a primit prin credință Evanghelia și care trăiește prin credință Evanghelia nu trebuie să se clatine. Iată un obiectiv pe care l-a avut Apostolul Pavel. Și obiectivul acesta ar trebui să ne-l scriem cu litere mari, fiecare dintre noi. Și în vremea noastră, nici unul dintre noi să nu se clatine. Sunt motive să ne clătinăm? O, da, sunt motive destule. Pentru că așa cum am amintit, ori de câte ori se deschide cuvântul, ori de câte ori există premiza unei părtășii frățești, acolo va fi prezent și un vrăjmaș, un rău vrăjmaș. Oricând dorești să ai informații, vești bune de la frați, acolo există un vrăjmaș. Ori de câte ori ai dori să ajungi să-i vezi din nou pe frați, vei avea piedici. Și de aceea Apostolul face acest apel. Nimeni să nu se clatine. În orice vreme, în orice conjunctură, nimeni să nu se clatine. De ce? Pentru că Evanghelia, credința, este ceva din Dumnezeu. Învățătura care ne duce la mântuire nu este o învățătură de obârșie omenească, este de la Dumnezeu. Și ceea ce aduce învățătura lui Dumnezeu nu este doar o schimbare de religie, așa cum auzeam, spunea și fratele Lucian. Cel ce intră pe ușe cunoaște experiența unei nașteri din nou. O transformare fundamentală, o făptură nouă. Nimeni să nu se clatine. Pentru că suntem făpturi noi. Pentru că suntem născuți din Dumnezeu. Și pentru că știm că avem un rău vrăjmaș. Pentru că știm planurile Lui. Pentru că știm intențiile Lui. Pentru că știm că trebuie să trecem prin tot felul de încercări și prin necazuri. Necazuri de un fel sau de altul. Și Apostolul Pavel este omul care vestește o Evanghelie curată și reală. Când vestește Evanghelia, Pavel nu vorbește despre un drum cu Domnul Iisus Hristos însoțit de aplauze, însoțit de glorie pământească, însoțit de bunăstare pământească, însoțit de sănătate de la un cap la altul. Nu. Apostolul Pavel spune, când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea de suferit necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Să veștești o Evanghelie și să spui, dacă primești Evanghelia, dacă intri pe ușa mântuirii, n-ai intrat într-un loc în care vei fi cruțat de necazuri, de suferințe, de strâmtorări, dimpotrivă. Și mai aminteam și cu alte prilejuri cuvintele Domnului Iisus. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Nimeni să nu se clatine. De ce? Pentru că Domnul a biruit lumea. Pentru că vrăjmașul este înfrânt. Pe cruce, Domnul Iisus a înfrânt puterea celui rău. Pentru că puterea Duhului Sfânt, puterea
Duhului de viață în Domnul Iisus Hristos ne eliberează de puterea păcatului și a morții. Nimeni să nu se clatine. Și întotdeauna când se vestește Evanghelia, se vestește Evanghelia propozițională, adică Evanghelia care descrie lucrarea Domnului Iisus Hristos. Evanghelia care este cuprinsă în vorbe, în idei, în concepte, dar nu numai atât. Vestea bună, care poate fi redată în scris, așa cum ne-a fost redată de Sfinții Apostoli, de oamenii întrebuințați de Dumnezeu în redactarea Sfintelor Scripturi ale Noului Testament, există deci această parte a Evangheliei propovăduite, dar există și o Evanghelie trăită. Și întotdeauna Evanghelia propovăduită trebuie probată în încercări, în așa fel să vezi dacă este și o Evanghelie care să însemne viață, care să însemne cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea Apostolul Pavel, care se vestește cu putere și care lucrează în voi care credeți. Capitolul 2, versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. De aceea așteptarea apostolului era marcată de nerăbdare. L-a trimis pe Timotei, du-te Timotei și vezi ce a însemnat lucrarea de la Tesalonic, ce a însemnat lucrarea în care am depus, ne-am ostenit. Ce a însemnat, care este rezultatul de acolo? Oare este acolo acum o evanghelie, o credință trăită? Oare tesalonicenii aceia pe care i-am auzit declarând că l-au primit pe Domnul Iisus Hristos au rămas neclintiți în necazuri? Și apostolul vine și spune, da, a venit Timotei acum și ne-a spus despre credința voastră. A venit Timotei și chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune. Timotei ne-a adus o evanghelie despre voi, ne-a adus o veste bună despre voi. Ne-a adus vestea aceasta că evanghelia pe care ați auzit-o și ați primit-o v-a ajutat să rămâneți neclintiți, să rămâneți tari, să nu vă clătinați în aceste necazuri. Aceasta înseamnă o lucrare autentică a Evangheliei. O lucrare care aduce transformare. O lucrare care ne pregătește să stăm tari în necazuri, în împotrivire, în furtună. Nu știu acum care sunt necazurile fiecăruia dintre noi. Necazuri în experiențele personale, necazuri în familie, necazuri la servici, încercări în adunare, încercări în viața de relații. Nimeni să nu se clatine. Avem un Mântuitor viu. Avem un Salvator care este în cer. Nimeni să nu se clatine. Și toți cei care rămân în această atitudine de neclintire confirmă o credință care a transformat, care a adus cu adevărat viața. Evanghelia se vestește. Oamenii pot ridica mâinile, pot afirma că au primit cuvântul, dar totul trebuie probat. Pentru că întotdeauna, după un moment de vestire a Evangheliei, cu câtă o putere ar fi ea, acolo este prezent și un ispititor. Și acolo unde nu s-a făcut o lucrare autentică, acolo apar imediat abandonurile. Și Pavel stă cu teamă. Nu cumva să fi venit ispititorul și noi să ne fi trudit degeaba.
Evanghelia trăită era confirmată în viața tesalonicenilor. Și lucrul acesta, chiar acum a venit Timotei, ne-a adus vești bune, păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și doriți să ne vedem, să ne vedeți cum și noi dorim să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strântorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi, prin credința voastră. Acum, da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Nimeni să nu se clatine. Și da, stați tari în Domnul. Ce recompensă pentru apostol. Apostolul, și să știți că întotdeauna slujitorii lui Dumnezeu au nevoie și ei de încurajare, de îmbărbătare, de întărire. Sigur că în fișa postului unui slujitor al lui Dumnezeu, dacă îmi permite să folosesc imaginea aceasta, un slujitor al lui Dumnezeu trebuie să îmbărbăteze, trebuie să întărească, să mângâie. Și Apostolul Pavel, în capitolul 2 din această epistolă, vorbește cum și-a împlinit slujba aceasta ca o doică, ca un tată care sfătuiește copiii. Și-a împlinit slujba aceasta. Dar la rândul lor și slujitorii, oamenii lui Dumnezeu, au nevoie de încurajare și au nevoie de îmbărbătare. Și atunci când un slujitor al lui Dumnezeu vede rezultatul unei lucrări de vestire a cuvântului lui Dumnezeu, atunci se simte îmbărbătați. Acum da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum oare putem noi să mulțumim îndeajunsul lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Ce îmbărbătare, ce împrospătare pentru apostol. După toată acea perioadă în care a stat și s-a gândit ce se va fi întâmplat la Tesalonic. Și când vine Timotei, vine plin de bucurie. Câtă bucurie și în viața apostolului. Câtă bucurie și în momentul, se pare că el era la Corint, în momentul în care scria această scrisoare, era asociat cu Acvila și Priscila în slujba aceasta de realizare a corturilor, lucra zi și noapte și vestea Evanghelia în același timp. O lucrare solicitantă din toate punctele de vedere, trebuia să-și întrețină și viața muncind cu mâinile lui și era preocupat și de lucrurile de la Tesalonic. Și când vine Timotei, ce bucurie pentru apostolul Pavel, ce împrospătare, ce încurajare, și apostolul poate să meargă mai departe și ce bucurie pentru el. Și este frumos. Așa cum remarcam și altă dată, toate capitolele din această epistolă se termină cu referințe la venirea Domnului Iisus Hristos. El să vă întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. În adevăr, să primești încurajări de la frați scumpi care trăiesc într-o credință întărită și într-o dragoste crescândă și să te gândești că frații aceștia reprezintă cununa ta, așa cum spunea el în capitolul 2, și vor fi împreună cu tine la venirea Domnului Iisus Hristos. Acestea sunt coordonatele vieții omului născut din nou și pus în slujba lui Dumnezeu. Acestea sunt bucuriile lui. Acestea sunt împlinirile lui. Așa cum trăiește apostolul Pavel, la aceasta suntem chemați și noi. Să intrăm pe ușe și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru înaintarea Evangheliei, pentru întărirea sfinților, până la venirea Domnului Iisus. Amin. Amin.